Bine v-am găsit la o nouă rețetă. Azi pregătim o delicioasă prăjitură pe bază de albușuri. Tuturor ni se întâmplă să ne rămână albușurile de ou de la alte preparate, așa că nu le vom arunca, ci le vom folosi la pregătirea unei prăjituri sau unui chec. De data aceasta eu voi face o prăjitură cu mere. Rămâneți până la final pentru a vedea ingredientele și modul de preparare. Pentru început avem nevoie de două mere pe care le-am spălat înainte, după care le vom decoji, iar apoi le vom tăia în felii subțiri, exact așa cum puteți vedea în imagine. După ce am terminat de feliat merele, le vom da deoparte deocamdată și în continuare cele 6 albușuri le punem într-un castron mai mare. Peste ele adăugăm și un praf de sare și vom începe să le mixăm până când vor deveni o spumă tare. Pe la jumătatea mixării, când albușurile s-au spumat destul, putem să începem să adăugăm treptat și 7 linguri de zahăr. Cantitățile sunt măsurate cu lingura, vi le voi lăsa scrise în descrierea acestui videoclip. Însă, pentru a vă fi mai ușor, vă voi lăsa măsura și cu cântarul. După aproximativ 4 minute, albușurile s-au spumat foarte bine, sunt destul de tari, după cum vedeți, întorc castronul și nu cad, așa că în continuare putem să începem să adăugăm și celelalte ingrediente. Punem treptat 6 linguri de ulei în timp ce mixăm. De asemenea și un pahar de iaurt din acesta de 125 de grame. Iaurtul va ajuta ca prăjitura să iasă ușor umedă și fragedă. Mai mixăm puțin pentru a încorpora și iaurtul, după care putem să dăm mixerul deoparte. Cernem cele 8 linguri de făină, dar nu deodată. Cernem prima dată jumătate, totodată adăugăm și o linguriță de praf de copt, iar apoi cu ajutorul unei spatule, cu mișcări prin învăluire, începem să încorporăm făina. Este important să facem acest lucru cu ajutorul spatulei și nu cu mixerul, pentru că așa nu vom pierde foarte mult aer din compoziție. Adăugăm și cea de-a doua parte a făinii și o încorporăm în același fel. Cernem și două linguri foarte pline de cacao, după care o încorporăm și pe aceasta la fel și totodată putem să adăugăm și arome după gust. Dacă doriți, puteți să puneți esență de rom sau esență de vanilie sau chiar și scorțișoară. Depinde de gustul fiecăruia. Eu am pus jumătate de linguriță de esență de rom. După ce am terminat de încorporat și cacaoa, adăugăm din merele feliate doar jumătate în compoziție. Cealaltă jumătate o oprim pentru a decora prăjitura la final. Amestecăm ușor cu spatula, încorporăm și feliile de măr, preîncălzim cuptorul la 180 de grade Celsius cu căldură de sus și de jos și de asemenea tapetăm și tava cu hârtie de copt. Eu am folosit o tavă cu dimensiunile de 25 de cm în lungime pe 22 de cm în lățime. Punem compoziția în tavă, după care o nivelăm cu ajutorul unei spatule pe toată suprafața. Iar apoi adăugăm și restul de măr, înfigem fiecare feliuță pe jumătate în compoziție. Punem prăjitura la cuptor pentru aproximativ 30 de minute. Putem să-i facem și proba cu scobitoarea. În momentul în care scobitoarea este uscată, înseamnă că prăjitura este făcută și la interior. După 30 de minute, eu am oprit cuptorul și am lăsat prăjitura în interior cu ușa întredeschisă încă 5 minute. Apoi am scos-o și am lăsat-o să se răcească în tavă aproximativ 5 minute, după care am scos-o pe un grătar și am lăsat-o să se răcească complet. Când prăjitura s-a răcit, putem să o pudrăm și cu zahăr pudră pentru a-i da un aspect și mai plăcut. Am tăiat prăjitura în felii pătrate și trebuie să vă spun că are o textură extraordinar de plăcută. Este foarte suavă și ușor umedă, ca să nu vă mai spun că are un gust extraordinar de plăcut. Eu deja am înfulecat o felie, după cum vedeți este pufoasă. Se văd bucățile de măr și ce să vă mai spun, delicioasă! Dragilor, dacă v-a plăcut rețeta, nu uitați să o apreciați și să o trimiteți și prietenilor. Cine știe, poate cuiva îi este de folos. Vă mulțumesc tuturor pentru vizionare și vă aștept și la videoclipul următor. Numai bine tuturor!